În timpul guvernării PSD, lucrările de la blocul 5 al termocentralei Rovinari fuseseră abandonate. De asemenea, carierele Roșia și Tismana, cele care alimentează cu cărbune această centrală, erau blocate. Salariații se temeau că își pierd locul de muncă. Odată cu preluarea guvernării de către Partidul Național Liberal, toate aceste lucruri au fost rezolvate, iar astăzi lucrările la blocul 5 au fost reluate, iar cele două cariere sunt deblocate. Este clar că o guvernare PSD înseamnă blocaj, incompetență și rea credință, iar o guvernare a Partidului Național Liberal înseamnă dezvoltare și competență. Am revenit după pauza de publicitate, așa cum spuneam, până pe 6 decembrie, adică mai avem o săptămână și câteva zile. Până pe 6 decembrie trebuie să cunoaștem candidații și reprezentanții domniilor lor, adică oamenii aceia care vor merge să ne reprezinte acolo sus unde trebuie, în Parlamentul României. În această a doua parte a emisiunii, 7 pentru Gorj am numit eu emisiunea, am numit-o 7 pentru Gorj pentru că o să avem 5 deputați și 2 senatori, în total 7, 7 parlamentari de Gorj. În această a doua parte, invitatul meu este domnul Gheorghe Pecingină. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine deputat PNL Gorj, nu? Dacă am face aroganță, am putut să spun și așa. Păi de ce să fiu aroganță, nu? Candidați, nu? Sigur. Poziția a doua, nu? E eligibilă, nu? Sau... Din punctul meu de vedere, da, și a partidului deci, din care bine. Fac parte. Domnul deputat dar... trebuie să răspunde acum încolo sau cum? Ei, lăsați uzanțele între noi. Da, o plăcere. Am venit, să știți că am venit cu cravată pentru că sunt la 5-a emisiune și și o dezbatere de pasă. Am venit de la București. Ați venit din ședința, ați avut ședință? Nu, mâine e ședința de guvern. Plec în noaptea asta la București să fiu mâine la ședința de guvern. Am înțeles. Da. Am înțeles. Ce deci discutați? Nu vreau să fiu arogant să mă prezint la... Știți că la dumneavoastră da, mai casual și acolo, menținem ritmul. Nu pot să fie doi deputați, să lăsăm doar pe domnul Gheorghe Pecingină, că dumnealui candidează acum în... Da, eu mă pregătesc, știți, eu sunt ca Dinamo, lăsați-mă să mă pregătesc pentru Champions League. Ce mai faceți, domnul Gheorghe Pecingină? Vă spun Gheorghe Pecingină să știe lumea că așa vă găsește pe buletinul de vot. Da, eu vă spuneam domnul Gigi, da. Da, sunt în campanie și fac tot ceea ce ține de mine să scoatem un scor cât mai bun la nivelul județului Gorj. Și de ce nu, făcându-mi treaba în Guvernul României și la nivel național. Am înțeles. Acum, trecând, na, am mai glumit că e frumos să mai și glumim, trecând la lucrurile serioase, campania și, evident, alegerile și mai ales guvernarea dumneavoastră, guvernarea PNL, a picat într-un moment nu greu, extrem de greu pentru România. Moment cum nu s-a mai întâlnit niciodată. Vă întreb așa dacă e posibil să decontați, e posibil să urcați în preferințele alegătorilor, adică din punctul dumneavoastră de vedere, măsurile pe care le-ați luat, toate lucrurile pe care le-ați făcut în perioada asta de aproape un an de zile, un an și puțin, da? Sunt un atu pentru alegerile din 6 decembrie? Nu le-aș cuantifica politic, dar volând, nu le-ați trebuie să o facem. Nu avem încotro. Nu știu dacă sunt un atu, dar au demonstrat că suntem un guvern responsabil și chiar cu riscul de a pierde puncte electorale, am luat măsurile care se impună. Măsoară lumea lucrurile astea? Adică, e adevărat, știți? Într-un moment ca acesta sunt puțini care vin la guvernare. Adică eu sunt convins că dacă vă aduce acum la câteva partide din opoziție și i-ați invita, haide să guvernați, s-ar face pârtie. În momentul, păi s-a văzut, de fapt, cei care au fost capabili să-și asume guvernarea am fost doar noi liberali, restul n-au susținut, iar unii care au membri în Guvernul României, desigur, la nivel de secretar de stat sau președinți de agenții, își permit și luxul de a ne critica. Dar asta este, trebuie să mergem mai departe și, așa cum vă spuneam, cu riscul de a pierde puncte electorale sau procente electorale, trebuie să ne asumăm lucrul acesta și să ducem țara pe o direcție bună, zic eu. Una peste alta, cred că vom avea o majoritate, începând din 7 decembrie, o majoritate care se va consolida în jurul Partidului Național Liberal. Aproape toată lumea vorbește despre această majoritate. Bine, eu sunt mai cărcotaș și spun că majoritatea o să faceți cu frații dumneavoastră de la USR+.
Ei, amici și obraznici, nu? Aia cu care vă iubiți mult, nu? Așa sunt, da. Mai mici și mai obraznici? Mult mai știți mici că și într-o familie, fratele cel mare e mai așa, eu am cel mic într-o familie cu doi frați, eu am fost fratele cel mic și eram mai răzgâit. Mai mic, mai obraznic, mai am da, înțeles. Da, eram mai obraznic și mai tot timpul. Dar mi se iertau foarte multe pentru că eram cel mic. La fel și cu ei. Iertați multe și acolo? Să iertăm pentru că vor fi la guvernare cu noi și trebuie să le trecem cu vederea. Să înțelegem că sunt mici și vor să crească și merg pe un principiu că dacă vor ataca pe cel mai puternic, vor crește din punct de vedere electoral. Un principiu corect și care politic corect. Politic corect. Moral nu este moral corect, dar... E, până la urmă și moral, să știți că am văzut. Nu numai în politică se una practică. Una susi și alta face. Adică, domnule, PSD-ul a dus arab de râpă, a făcut greșeli, a schimbat legile justiției, etc., etc., dar, de fapt, când vii în spațiu public, ataci PNL-ul. Nu-i nimic, rezistăm și la atacurile lor. Noi am luat ca și adversar și considerăm adversarul nostru PSD-ul. Ne concentrăm lupta acolo și în promovarea propriilor noastre valori și idei. Vom ajunge în Parlament și noi vom constitui majoritatea, chiar cu frățiorul cel mic și răutăcios. Deci ați trecut de întrebarea aia și tu, Brutus. Da. O să vedem pe 6 decembrie cine e Brutus da. Și cine pune întrebarea. Corect. Și modul în care o pune. Corect. Cum vi se pare situația? Cum ați descris actuala situație în România? Din punct de vedere sanitar, din punct de vedere al educației? Pentru că sunt subiecte da, care sunt se două mari probleme. Și pandemia asta ne-a scos la iveală, dacă vreți, ca și o viitură, ne-a scos problemele din sistemul medical, din sistemul de sănătate și din multe alte sisteme. Din sistemul de învățământ? Probleme care da, nu sunt da, de da, anul ăsta, da, sunt probleme care sunt trenează așa de 30 de ani de zile, să știți. Sunt probleme destul de mari. Am încercat să le plombăm, să le pansăm, să zic, să folosesc un termen medical în această perioadă, dar e clar că trebuie o reformă sau restartat sistemul, pentru că nu se poate să mergem așa la infinit. Ne-ar fi fost de mare ajutor dacă ar fi existat spitale regionale în acest moment, ori lucrul ăsta nu putem să spun nici măcar la nivel de intenție. După alegerile din 2016 nu s-a mai discutat. Și cred că avem de învățat cu toții din lucrul acesta să nu facem promisiuni de șarte în campanie electorală pe care să nu le concretizăm, pentru că ne va costa viața cetățenilor și calitatea vieții cetățenilor noștri. De asta spun că trebuie să ne luăm azimuturi cât mai realiste, pragmatice și realiste, care pot fi puse în practică, iar în 2024, când ne vom reîntâlni, să putem să stăm cu pieptul în față, să spunem, da, am făcut asta, am promis asta și am făcut asta. Asta e o tactică sau o strategie a PNL-ului? PNL-ul a adoptat-o sau și PNL-ul mai vine cu niște promisiuni nu, din astea în bombastice? General, mai noi sunt avem, zone nu, în care... nu sunt bombastice, noi avem niște targeturi accesibile, dar pot să apară vicisitudini de orice natură, inclusiv această, cum e cazul acestei pandemii, care pot să-ți dea peste cap planurile care le-ai avut inițial. Dar mare parte din proiect trebuie să-l pui în practică și pentru a avea credibilitate și la următoarele alegeri. Pentru că dacă îți faci un proiect și spui, doamne, să fim noi patru ani la guvernare, după aia vom vedea ce se întâmplă. Da, corect, e un proiect greșit. Pentru că chiar dacă stai ulterior în opoziție, lumea îți va reproșa peste ani și ani, știți, ne-ați promis atunci. Și noi putem să facem un gen de campanie de genul ăsta, de natura asta, să venim cu pliantele din 2016 ale contracandidaților noștri, să le arătăm ce au promis atunci și că n-au pus nici 10% în practică, atât cât au fost la guvernare, în aplicare. Și să nu uităm că eu majoritatea în continuare în Parlamentul României. Iar, mă repet, nici 10% din ceea ce au promis n-au pus în practică. Bun, eu sunt mai cărcotaș așa și v-aș întreba după 6 decembrie. Care fi proiectul sau proiectele majore ale PNL-ului, proiecte de țară, mă refer la proiecte de țară, majore ale PNL-ului și mă întreb asta deoarece veniți de acolo, de la București, de unde se învârt bani, de unde se dă tonul din Ministerul Finanțelor, vorba unor prieteni, șeful la bani, sunteți șeful la bani acolo la București și mă gândesc, că atunci... Prietenii la bani, prietenii mei spun șefii la lipsa la bani. Șefii la... De ce e lipsă? E lipsă de bani? Dacă stăm să analizăm... deficitul bugetar și faptul că cheltuielile bugetare sunt mult mai mari decât veniturile sau sunt mai mari decât veniturile, putem să spunem și lipsa la bani. Dar chiar și pe această pandemie financiară,
profesionalismul Florin Câțu și-a spus cuvântul și România stă și-a menținut ratingul de țară. Deși contează acum, să ai omul potrivit la locul potrivit. Corect. Acum, practic, dacă ar trebui să analizeze așa, ar trebui să fie un deficit pentru că s-au făcut cheltuieli neașteptate. Da, este estimat la 9,1 la sfârșitul anului, deficitul bugetar. Suntem în graficele propuse de Comisia Europeană și eu cred că ne vom menține aceste grafice discutate cu Comisia Europeană. Nu suntem singura țară. Toate țările europene au deficit, le-a crescut deficitul destul de mult. Dacă ne uităm la Franța sau la alte țări cu economie puternică și vedem că au deficite mult mai mari decât ale noastre, ne vom speria puțin, dar lucrurile se întâmplă și pentru a ține cumva un echilibru, trebuie să faci cheltuieli mult mai mari în această perioadă. Cum, ce v-ați propus dumneavoastră? Dați-mi și mie un exemplu, 1, 2, 3 proiecte sau eu știu, un proiect important nivel pentru personal țară. Sau la nivel național, Partidul Național Liberal. Dacă aveți personal, dați-mi și unul personal și unul la nivel național. Mă interesează pentru că, vă repet, veniți de la București, în Ministerul Finanțelor, na, toată lumea știe, domnule, acolo sunt banii, de acolo se dă startul pentru proiectele naționale. Adică degeaba să faci un proiect național dacă nu te gândești și cum să vii să-l finanțezi, că e important. Este clar și viziunea noastră este, fiind guvern de dreapta, guvern liberal, ne vom axa mai foarte mult pe investiții. Discutăm despre infrastructura rutieră, ne-am propus să facem 970 de kilometri de autostradă, da, și de drumuri expres, lucru accesibil și care se poate realiza. Craiova-Târgu Jiu? O secundă, vreau să vă spun că am sesizat problemele cu care ne confruntăm în această perioadă, mai exact modul de a scoate la licitație și legislația în domeniu este destul de precară și deficitară, termenele sunt foarte lungi și stăm pe studii de fezabilitate și pe contestații ani de zile. Și atunci, noul Parlament va avea și această prioritate să facem o legislație mai laxă și să permitem ca termenele să fie mai scurte și să se treacă mai repede la execuția acestor autostrăzi. Aveți curaj să intrați în așa ceva? Deranjați, domnule. Asta acasă. Vă dați seama că toate astea au fost gândite. Când au fost făcute, au fost făcute așa, cu cap, domnule, să fie mai largi, portițe, să putem să... Așa, eu cred că a trecut vremea asta. Sunt 30 de ani de la Revoluție și cred că, știți cum vă spuneau după Revoluție, îmi spuneau noi fani Dallas, noi uitam și spuneam, domnule, cum să ajungi ca GR sau ca Marie de acolo. Da. Și era o poveste în Statele Unite să nu întreb cum au făcut primul milion. Eu cred că s-au făcut multe milioane multe în România. Milioane. Bine, și România s-a transpus. S-au prescris multe dintre fapte și cred că e timpul să devenim și noi serioși și chiar și cei care au avut interese atunci când au creat aceste legi sau aceste lacune în lege, cred că ar trebui să stea deoparte. Și dacă nu vor stai, vor forța să stea. Dumneavoastră ați vorbit la un moment dat de un restart. România are nevoie de un restart. Dacă ai nevoie sau ca să dai acel restart, știi, să apeși și acel buton, ești de oameni cu sânge în instalație. Bună, da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și pentru cred că vă dați seama, lucrurile nu o să fie așa simple. Adică vor fi tot felul de presiuni. Am avut posibilitatea să-l cunosc pe Ludovic Orban și la nivel personal de un an de zile când lucrez în Guvernul României și vreau să vă spun că este persoana capabilă să dea un restart cu echipa pe care, desigur, o va forma după E7. Și mare parte dintre cei care îi vedeți acum în Guvernul României se vor regăsi și după 7 decembrie. În această echipă și, deci, cu siguranță, vom face reforme în anumite domenii. De asemenea, vrem să modificăm Constituția și aici trebuie vână, să vă citesc, da? Și o vom face. Dacă de-a lungul timpului referendumul 300 de parlamentari a fost așa o lozincă și fluturat la fiecare alegeri, eu cred că acum avem patru ani la dispoziție, pentru că nu mai avem ani... alegeri, da, care se intercaleze în acești patru ani avem la discuție, putem să stăm cu calmitate și să rezolvăm și problemele care se întâmplă. Și în următorul mandat să avem 300 de parlamentari? Și în următorul mandat să avem 300 de parlamentari. M-a întrebat cineva dacă nu mi-e teamă sau dacă nu vor vota parlamentari. Trebuie să votăm, pentru că se reduce numărul de parlamentari. Da, se va reduce numărul, dar eu cred că va crește calitatea, pentru că atunci trebuie să devii mult mai bun și doar cei care sunt buni din cei care sunt acum și din viitorii pretendenți vor accede și vor fi altele criteriile și la partide. Atunci când ai 300, e cu totul și cu totul altceva. Și un partid caută altceva atunci, în momentul sigur ăla în care... Sigur că altele vor fi criteriile. Da. Bine, eu sunt mai călcot așa, am reținut la dumneavoastră, se păstrează același guvern, câteva modificări prin ministere. La muncă merge domnul Amulceanu, nu? Ministerul. Nu știu. Așa am văzut. Dacă vreți certitudine, eu vă pot da certitudinea premierului, care va fi Ludovic Orban. Restul,
Urmează să vedem ce persoane se analizează să... fiecare minister în parte, de sigur, desigur, pentru că vom avea alianță la guvernare și atunci trebuie unele portofolii să pe negociere dați. Se vor da. Am înțeles. Ce facem cu mineritul? Minerit și energie se numește el și e pilonul principal al dezvoltării, să zicem, Gorjului, contează și în regiunea Oltenia. Da. Avem un plan de restructurare, s-a vorbit atât de mult, s-a vorbit de acest plan de restructurare și decarbonare, atât de multe păreri am avut, unele avizate, unele mai puțin avizate, încât... Eu nu l-aș numi plan de restructurare, prea un termen de restructurare și noi avem aici la Gorj, avem tendința atunci când ne gândim la restructurare să ne gândim să te gândești la disponibilizare. Da, disponibilizare, dat afară. Nu e cazul. Da, el este, așa este prins, plan de restructurare da, și decarbonare. Așa este, da, așa este prins. Restructurarea probabil s-au gândit la închiderea unor exploatări și perimete. Da. Ceea ce vește CEO și planul de retehnologizare, cum îmi place mie să-l numesc, domnul Gorceanu îi spunea plan de eficientizare. Vedeți, să știți. Fiecare găsim sinonime pentru că termenul e prea dur și nu vrem să inducem în eroare concetățenii să creadă că urmează disponibilizării masive, lucru care nu se va întâmpla garantat. A fost trecut în Guvernul României un memorandum săptămâna trecută prin care Guvernul își asumă în mod public contribuția cu privire la acest plan, contribuția financiară. De asemenea, a fost redactat draftul pentru ordonanța de urgență, iar cele două materiale vor fi comunicate Comisiei Europene, pentru că negocierile pentru prenotificare au fost efectuate, urmează să-și spună punctul de vedere final și să adoptăm acea ordonanță într-o ședință de guvern ulterioară. Eu cred, așa cum v-am spus și vă spun de foarte mult timp, că până la sfârșitul acestui an lucrurile vor fi clare și certe pentru complexul energetic Oltenia și acel plan va intra în funcțiune. Da, ce conține acel memorandum și despre ce ordonanță? Ordonanța, nu, ordonanța la... pentru punerea în aplicare a planului și trebuie să există o ordonanță de guvern prin care acest plan să poată fi pus în aplicare, iar schema de punere în aplicare a acestui plan, iar memorandumul, ceea ce își asumă partea de contribuție pe care își asumă guvernul, pentru că știți că CEO trebuie să vină cu partea sa de contribuții și atunci guvernul României se va implica, fiind acționar majoritar statul român la CEO, se va implica în susținerea acestui plan și din punct de vedere financiar. Aici avem certificate de carbon, nu? În fiecare an până în 2026. Avem certificate de carbon, avem multe lucruri pe care trebuie să le realizăm și statul român va da banii și mă bucur că ne-am asumat acest lucru guvernul liberal și am făcut primul pas pentru Gorj, pentru că mă întreabă foarte multă lume, bine, dar ce ați făcut voi? Și ne întreabă în permanență ce faci pentru Gorj? Și pot să dau un răspuns. Iată, am încercat să stabilizăm situația de la CEO și să venim cu un plan, cu o soluție viabilă, să readucem CEO în prim plan, să devină un agent, dacă vreți, economic competitiv. Chiar dacă apar aceste modificări sau treceri pe gaz a grupurilor energetice cu care unii nu sunt de acord și chiar sunt discuții... Nu sunt de acord, le numesc tranzitorii. Tranzitorii. Dar le numesc tranzitorii pentru că Green Deal-ul și toate pactele acestea pe care le-am semnat și România este membră, a cărei România este membră, ne duc cu gândul sau se dorește o reducere a emisiilor de poluare până la zero în 2050. Un lucru greu de realizat, domnule. Foarte greu. Pentru că nu tot ceea ce înseamnă motor sau ardere de combustibil fosil poluează, inclusiv reziduurile animale. Corect. Poluează. Și unde sunt ferme foarte mari în Statele Unite au această problemă, pentru că se observă din analizele făcute din satelit. Mă rog, sunt mai multe studii. Sunt mai multe discuții legate de acest lucru. Și degeaba o face Europa, ne ducem spre zero, dacă corect, China și Statele Unite, Rusia vor merge. Da, e foarte greu de atins. Dar ok, suntem membri ai Uniunii Europene, corect, să mergem după ei. Da. S-a încercat la un moment dat prin această impunere a plății, s-au gândit cum pot, mă rog, statele să, sau cum să le aducem pe statele la nivelul de a intra în acest grid și de a decarboniza. Au zis, ok, impunem taxe pe certificate,
celebrele certificate de carbon, eu zic că nu s-a reușit. Aceasta a fost o măsură care nu a dat rezultatele scontate. Din contra, a creat probleme. Altul trebuia gândită, dar, mă rog, nu pot să analizez eu, dar e punctul meu de vedere. Da? Am semnat niște tratate, ni le asumăm. Până în 2050, o să vedem, e drum lung. Noi spunem ce avem de făcut în următorii 5 ani știți care și a fost, la ce nivel va fi ce știți care, a fost, care au fost problemele din ultimul timp în compania asta? Domnul Gheorghe Pecinci, n-am prea avut bănuiesc că le știți, n-am prea avut reprezentanți, domnul Gheorghe Pecinci, la nivelul european. Vă contrazic, am avut reprezentanți, eu mă așteptam să spun că n-am avut nici la nivelul național, am avut reprezentanți, dar care n-au știut să joace cartea Gorjului și cartea Ceu. Noi în Bruxelles? Și la Bruxelles, dacă știm, deci ascultați. Vă aduceți aminte de, ați auzit de, cum îl cheamă, fostul ministru al Anton. Bun. De tristă amintire, de tristă amintire, domnul. La Bruxelles, pe dumnealui. E și foarte greu. Vorbesc. Adică nu am avut oameni care se ducă la Bruxelles să susțină. Vechile guverne, și aici trebuie să luăm în calcul și acest aspect. Și nu, mă repet, nu sunt grandoman acum și încerc să nu fiu subiectiv, deși suntem în campanie electorală și pot să o fac. Mi-aș permite să o fac. Dar vreau să fiu realist, să înțeleagă lumea. Da? Inclusiv cei care mă înjură sau ne înjură pe noi pe liberali, să înțeleagă un lucru. Dacă eu cu dumneavoastră, la nivel personal, înțelegem foarte bine, e greu să ne lovim chiar și în emisiuni, chiar dacă nu avem culori politice diferite. Dar dacă noi nu ne înțelegem foarte bine, lucrul ăsta va reieși și dintr-o emisiune pe care o facem și încercăm noi să o facem protocolar și oficial. La fel se întâmplă și cu Uniunea Europeană. Vechile guverne nu au avut o cale relație sau o relație cu conducerea Uniunii Europene, inclusiv grupul parlamentar din care au făcut parte, la un moment dat a înghețat relațiile cu partidul. Bun, care... Dar asta ține de diplomație, ține de politică. Exact asta vreau să vă spun. Odată ce a venit PNL-ul, lucrurile s-au deschis și se discută altfel. Inclusiv negocierile cu organismele internaționale se poartă de pe la alt nivel și de pe alte poziții. Credeți-mă că participă... Eu cred că e primul pas. E cel mai important. Cel mai important. Și asta ar trebui să ne bucure, indiferent de culoarea politică, să ai deschidere acolo. Corect. Cum credeți că au procedat alții și au tras puza pe torta lor, să folosesc terminologia noastră oltenească? Așa au procedat. Ar trebui să se bucure. Cine are intrare? Liberalii. Hai să mergem cu proiectele, inclusiv la liberali. Corect. Poftiți. Astea sunt proiectele noastre. Ce ziceți? Sunt bune? Proiectele de țară, da? Hai, negociați voi, pentru că aveți strânsă legătură cu Bruxelles. Și puteți să nu veți vedea așa ceva. Ar trebui. Trăim în România, ar trebui, da, și să moară capra vecin. Și de ce? Dacă ăla își face ceva, nu te uiți să-ți faci și tu ceva mai măreț sau mai bun, ci te uiți cum să-i dărâm construcția vecinului. Cârcotași, da? Cum sunt, nu scapă. Da, să știți că tinerii au altă mentalitate și văd altfel. Când spuneți tinerii, vă referiți la dumneavoastră și de aia la noi, domnul Moșteanu, că suntem încă tineri. Încă tineri. Tot cărcotați sunt, domnul Pecingină, și vreau să vă întreb următorul lucru. Da, îmi place mie la dumneavoastră în emisiune că sunteți cărcotași. Da. Și dumneavoastră sunteți cărcotași, așa că răspundeți. Știți, mai am aminte că ați avut câteva întâlniri, ba cu lideri de sindicat. Ultima a fost unde? La Licurici, pe undeva pe acolo, prin zonă. Nu, am avut la Horezan, nu cu liderii de sindicat, am avut întâlnire cu primarii din zona. Știți ce e interesant acolo? Da, și cred că dumneavoastră ați ridicat problema asta. Dom'le, la Horezan, acolo, oamenii stau pe gaz. Calcă pe... În Licurici, la Totea, este cea mai mare exploatare de gaz. Corect. Da? Dar nu au gaze, domnule. Nu au gaze. Și problema asta au ridicat-o primarii, pentru care și domnul Ciocea și... adică n-a contat culoarea politică. Nu. Oamenii au venit și au ridicat... Până la urmă, domnul Moșteanu, așa cum spunea și Dan Vâlceanu la acea întâlnire, noi suntem parlament, dacă ajungem în Parlamentul României, sau Dan Vâlceanu, care este parlamentar, nu este parlamentarul doar primarilor liberali sau liberalilor, al celor care l-au votat. Ești parlamentarul românilor sau în Parlamentul României și reprezinți Gorjul. Toți gorjenii, indiferent de coloratură. Corect. Și trebuie să știi toate problemele, pentru că problema pe care o are primarul tot de la Licurici o are și Ciocea la Bustuchin. La Bustuchin, da? Corect. Și o au și alții din zonă. Și atunci, dacă tu poți să rezolvi problema zonal, nu trebuie să te mai uiți la culoarea politică, trebuie să o faci. Da? Asta e chestie de mentalitate. Așa vedem noi lucrurile și de-aia am invitat și primar de altă factură pentru a discuta care e problematica și ne-am expus ce putem noi să facem Partidul Național Liberal și ce avem de gând să facem în perioada scurtă și pe termen mai lung pentru localități. Ce ne dorim? Pentru gaz pentru fiecare localitate. Pentru că am modificat legislația astfel încât să nu mai plătească racordarea la gaz cetățeanul. E un lucru greu. O familie cu doi bătrâni cu pensii
așa cum sunt pensiile România, destul domnul, de mici. Da, în jur de 60 de milioane lei vechi. Corect. E foarte greu unui om, corect, chiar și unui familii cu venituri normale, și e foarte greu să rup, să faci economie. Și ce trebuie să facă oamenii în condițiile astea? Nu, trebuie să ajungă acolo în localitate, să facă primarii, cei care conduc comunele, OAT-urile respective, să facă sunt mai multe variante, dar să facă proiecte pentru a aduce gazele în comună și noi vom susține, din punct de vedere financiar, fie prin proiectele europene, fie guvernamentale, aducțiunea cu gaze. Pentru că suntem în secolul 21 și la noi în România avem WC în fundul curții, nu avem gaze, nu avem apă potabilă, nu avem foarte multe lucruri. Vă dau un exemplu și cred că, nu știu dacă l-am mai spus, 188 de milioane de euro vor primi cei de la APA Regio din fonduri europene pe un proiect pentru aducțiunea cu apă. Despre care APA Regio vorbiți? Apare Geo de la... Asta de la noi? Da, de la Gorj. Pe 188 de milioane până pe 15 decembrie se va semna, deci sunt finalizate pentru 12 OAT-uri, pe care și Târgu Jiu. Păi și pentru ce primesc domnul pe 5 la Apare Geo de la Gorj? Pentru investiții, domnul. Ce investiții, domnul? Domnul pe 5 la lăsați? Problemă, știu. Mie mi-a venit adresa să plătesc apa de ploaie, domnul, pe 5 la. Știu, e o problemă, Nu e o problemă, sunt mai multe. Sunt bani europeni și eu mă bucur de fiecare dată când vin bani europeni. Acum, cei care păi, dar stați așa că după ultimii bani europeni a crescut tariful apă și canalul. Nu mai dați domnul pe 5. Nu, după ultimii, înainte de a primi banii respectivi, a crescut la apă și canal și știu că eram crecotaș, cum spuneți dumneavoastră, în Consiliul Local când se luau aceste decizii. Și domnul Gheorghe Pecingină, și după ce s-au dat banii, după ce s-a făcut proiectul ăla cu stația de epurare, a crescut tariful la apă și canal pentru că era una dintre condiții. Asta înseamnă că noi un consultant bun și nu... Pentru că trebuia să-și crească punctajul și au considerat că așa își vor crește punctajul. Și atunci vreau să le mai dați acum bani ca să-mi crească iar tariful? Nu, pentru că astea sunt deja, proiectele sunt puse. Păi nu mai dat domnule bani, încep cu banii, că iar se finalizează. Da, pe principiu ăsta nu mai sunt niciun bani. Vă rog frumos să vă reconsiderați. 188 de milioane și vor ajunge pentru 12 OAT-uri, printre care pești. Cu ce ajută faptul că apare Geo va beneficia, să zic, de acești bani cetățenii? Uitați-vă, dincolo de scandalurile care există acum. Sigur, există niște scandaluri. Eu cred da, că dacă OAT-urile, sau mă rog, factorii responsabili vor avea grijă, uh-huh, va îmbunătăți situația a consumului de apă și tot ce înseamnă apă potabilă la nivelul județului Gorj. Sunt totuși 188 de milioane de euro, nu sunt bani. Sunt bani și sunt bani europeni. Hai să-i accesăm, hai să luăm noi banii europeni cât mai mulți și o mai mare responsabilizare a celor care îi vor utiliza. Acum n-am mai glumesc. Mi-ați dat o veste foarte grea. Rămân pe umeri cu apa de ploaie. Deci, nu știu ce să mă fac cu apa de ploaie. Deja vă gândiți cum să vă puneți hidroporța sau să vă faceți fântână, da, nu? Să găsesc o variantă. Am fântână, dar să știți că mi-a zis domnul Pătășcu la un moment dat, domnule, vezi că dacă ne supărăm există lege și pentru asta de prin 90 știți că există o lege. De da, poate să-ți tarifeze și pe fântână, nu mai știu exact cum, modelul, dar și sistemul. Dar asta de-aia a spus domnul Pătrășcu să nu se supere cetățenii, că atunci are o problemă și domnul Pătrășcu. Cine? Domnul Pătrășcu nu are problemă cu cetățenii, nu. Consiliul de administrație sau ce au acolo? Au un consiliu de administrație și lucrurile trebuie schimbate. Consiliul de administrație zice, e bine? E bine, ce da, să mai... Bun, am mai glumit așa puțin... Bine, domnul Pătrășcu ar trebui să ne mai reducă prețurile la apă, la canal, la tot ce trebuie. Domnul Gheorghe Pecingină, avem probleme la Horeca, mari, cu Horeca, mari. Da, și am obiecte de dezbatere publică să ajutăm și Horeca. Întreba, cum îi ajutați? Așa cum am ajutat și alte entități până acum și alte categorii, vom încerca scheme de ajutor de stat. Uh-huh. Pentru agricultură vom ieși cu un proiect... Agroinvest, la fel cum a fost IMM Invest pentru agricultori. Adică pentru ați luat în calcul că pe lângă Horeca e posibil să mai fie și alte domenii afectate? Sunt afectate. Majoritatea domeniilor sunt afectate și acolo unde am constatat carențe din discuțiile cu oamenii, cu reprezentanții domeniilor respective, încercăm să implementăm. Nu putem să-i lăsăm în urmă nici Horeca, nici artiștii, pe nimeni nu pot să lași în urmă, pentru că toți au avut de suferit și n-au nicio vină directă. Da, toți au avut de suferit și dacă ai ajutat într-o parte, trebuie să ajuți peste tot și lucrul ăsta trebuie să-l avem în vedere. Da, vom lua măsuri și vom ajuta și pe cei din Horeca. Nu știu cât ajută, repet, nu știu, dar măcar încercăm.
și o facem cu sinceritate și trebuie să o facem. Domnul Gheorghe Pecingea, orice ajutor e binevenit. E binevenit. Orice ajutor, da. Nu? Adică dar acum nu mai pui problema să funcționeze. Au fost niște glume pentru că sunt oameni care și-au cumpărat penthouse cu 3 milioane de euro și doresc ajutorul de la stat. Da, sunt și lucrurile astea și trebuie să le avem în vedere. Dacă tu anul ăsta ți-ai cumpărat penthouse-ul și vrei te bucuri la cele 2000 de euro pe care îi dă statul, lasă pentru oamenii care efectiv sunt... Eu am pierdut startul. La penthouse. Am pierdut startul acolo. Trebuia să mă gândesc anul, da, înainte de martie, dacă mă gândeam și aveam o variantă, un penthouse 3 milioane. Culmea e că și l-au luat în perioada asta de pandemie, deci înseamnă că lucrurile pe anumite domenii merg bine. Cel puțin imobiliar, da, și am văzut și eu un paradox. În imobiliare merg bine? Da, chiar am văzut un paradox, pentru că românii au această mentalitate, domnule, nu pun banii la bancă și poate, nu știu dacă e pe bună dreptate sau nu, nici nu riscă să-și dezvolte un business, chiar și pe vreme de pandemie, pentru că oamenii de afaceri, în general, acum găsesc oportunități și nișe pentru a-și dezvolta anumite business-uri. Și atunci se gândesc unde aș putea eu să investesc și merg pe domeniul, uite, mai iau un apartament. Da, se gândește ori îl dau în chirie, ori rămâne la copii. Da, în fine, trece perioada, dar oricum e un bun, e investiție într-un bun. Și atunci, 3 ani de zile valorific. Din discuțiile pe care le-am cu dezvoltatorii imobiliari la nivel mare, îmi spun că lucrurile stau ok, pentru ei sunt în regulă, construiesc, au cerere foarte mare. N-am văzut, să știți. Da, a scăzut la nivelul de business, de birouri și de chestii de genul acesta. Nu știu dacă știți că nu... Dar puțin. În schimb, la nivelul de persoană a crescut. Da, nu știu dacă știți că la noi, la București, poate nu sunt probleme din asta, dar la Târgu Jiu. La Târgu Jiu nu mai găsești, domne, firmă să-ți renovezi casa. Pe cuvânt, dacă nu. Sunt implicat în proiecte imobiliare. Am văzut și eu peste tot de la case. Acum ceea ce la e bine. Adică e bine că se mișcă într-un fel acolo. Se mișcă rotița, da. E și okay. Pe lângă asta se mai mișcă și celelalte. Imaginați-vă că nu mai vin atât de mulți bani de afară cum trimiteau românii care lucrau, pentru că sunt și acolo restricții și foarte mulți. Sigur, și oamenii acum sunt mulți s-au mai retras spre România și totuși lucrurile se învârt. Noi ne-am dat seama la momentul când a venit colectarea, la luna 9, v-am spus și o repet, a fost mult mai bună decât în 2019. Și atunci am mai realizat un lucru. Agentul economic e un partener loial statului și statul trebuie să fie un partener loial. N-a fost nevoie de forța coercitivă a statului, n-a fost nevoie să trimiți antifrauda sau alte organisme, inspecția fiscală și toate, da, în control. Și totuși, oamenii și-au plătit singuri. Ceea ce ne-a dus la concluzia că dacă ai impozite mici, numărul lor mic, toată lumea și le plătește. Bine, toată lumea, toți oamenii de bună credință, că cei care sunt de rea credință vor plăti tot timpul, nu vor plăti sau vor... Da, vor fi cărcotași. Da, acolo trebuie să fii atent în zonele de risc. Ați atins un punct sensibil. Apropo, e un subiect pe care adversarii noștri politici îl avansează tot mai des. 2021, un an cu taxe, impozite mărite, TVA-uri mărite, nu știu, ce mai... Și acum știți la ce mă gândesc? Acum dumneavoastră, ca deputat de Gorj, mă gândesc că vă interesează și oamenii de afaceri din județul Gorj. Mai ales Gorj. Oameni de afaceri și numai din județul Gorj, din toată țara, pentru că păi au fost... Păi nu, ca deputat de Gorj aveți și o obligație suplimentară față de cei din toată țara. Agenții economici în această perioadă au fost parteneri loiali ai statului român. Benevol au achitat taxe și impozite. Statul român s-a bazat, sau nu știu dacă cuvântul e acesta... fără să se bazeze pe ei, a beneficiat de ajutorul lor în această perioadă. Și atunci noi trebuie să dăm dovadă că și noi, statul, suntem un partener loial pentru agenții economici. Și cum face asta? Oamenii șer un singur lucru. Predictibilitate fiscală. Corect. Da? Dacă există predictibilitate fiscală și nu știm de la o zi la alta codul fiscal, taxele, impozitele, corect. Omul știe ce are de plătit, își face bugetul la început, își face calcule și îți plătește. Chiar dacă vine o situație nenorocită, cum a fost această pandemie, da, corect, și criză. Corect. Oamenii și-au plătit. Asta trebuie să facem. Da? Unul la mână. Doi la mână. Nu-ți trimit antifrauda și toate organismele de control din cadrul Ministerului de Finanțe peste tine zilnic sau odată de 6 luni pe an să stea omul, să nu poată să-și desfășoare activitatea care controlă. Da? Nu pleci de la premiza că este rău intenționat agentul economic. Din nefericire la noi așa dintr-o s-a mers. Dintr-o 3 săptămâni stăteai să pui acte la dispoziție. Din nefericire la noi așa s-a mers. Corect. Că agentul economic îl priveau. Am stabilit la nivelul ANAF-ului pe reorganizarea care s-a făcut, Florin Câțu a stabilit și cu factori de decizie, un organism de sinteză și analiză, da, un departament care stabilește, de la nivel central se va stabili domeniile pe care se merge în control. Nu va rămâne liberul arbitru, se uitau zmici pe grătar, gata, mergem în control, mergem aici. În control. Bă, da? Ne... Nu vreau să, acum am da, eu... nu vreau să spun că corect, așa făceau băieții de la antifraudă sau de la alte organisme de control. Dar
Ideea asta trebuie implementată, să considerăm agenții economici. Bun, să revin la partea cealaltă. Oamenii de afaceri, businessmenii, cum se spune, au predictibilitate pentru următorii 4 ani de zile sau pentru anul următor, 2021, care e aproape și foarte important. Da, și vă spun cu certitudine, repetând ceea ce a spus premierul Ludovic Orban și ministrul de finanțe Florin Câțu și ceea ce am spus și mi s-a subliniat în toate mandatele pe care le-am avut în discuții cu organismele internaționale, de la Banca Mondială, Fondul Monetar și toată lumea. Apropo, nu încheiem niciun acord cu Fondul Monetar, așa cum spuneam. Da, chiar. Da, acordul nu se încheie, acordul nu, cu se Fondul încheie. Monetar, nu. Dar se poartă discuții principiale, așa cum purtăm cu Banca Mondială, Banca de Investiții. Sunt lucruri și relații pe care trebuie să le menții la nivel protocolar și uzual cu toate aceste organisme internaționale. Da? Și am fost delegat în mai multe comisii și am condus mai multe comisii de discuții cu aceste organisme și la toate mi s-a dat mandat și mi s-a și subliniat să spun că în România nu vor crește taxele și impozitele în anul următor. Deci vă pot garanta că anul viitor nu vor exista taxe, nu vor crește taxele și impozitele. Din contră, avem în vedere și se lucrează Ministerul de Finanțe la reducerea numărului de taxe și la reducerea taxelor, inclusiv a TVA-ului pe anumite domenii, pentru că noi am găsit alte metode de colectare mult mai bună și vorbesc aici de e-factura, atunci când va fi online orice facturare și vezi cum este termenul specific, că nu se mai împerechează, acolo trimiți controlul, pentru că se întâmplă ceva. Este foarte simplă care se practică. În Italia, da, sunt... Deci oamenii n-au nicio... Deci noi n-am inventat apa caldă. Noi doar am... Am trimis, o trece prin finanțe, exact, până la revedere. Și toată lumea, și se vede în timp real ce se întâmplă. Și au controle. Și nu mai au oamenii probleme, pentru că acum vine la tine și îți spune, ok, tu ți-ai înregistrat factura în contabilitate, este tot normal, dar celălalt nu și-a înregistrat. Corect. Tranzacția, păi nu e vina mea, eu n-am știut, dar așa fiind electronic se vede. 1, 2, urmează și în vamă o reformă în domeniul vamal care ne va ajuta, zic eu, la o mai bună colectare după analize făcute în acest an. Apropo, cum e nivelul de colectare în acest moment? Adică știți cum e? Toată lumea în vamă? Dom'le, la vamă e bine, am văzut știrea cu Ligiane. 2500 de ori a crescut unde s-au luat măsuri, da? Da. Ei, eu zic că se vor mai lua măsuri de perioada nu următoare vamă, cum, și în alte vame. Știți că toată lumea vorbește, dom'le, cum își fac bugetul, cum colectează bani? E un nivel ok de colectare acum, în momentul de față? Da, este un nivel ok, sperând ca pe ultima parte a anului să fie și mai și bine mai și bine. Perioada. Să nu uităm că noi am acordat aceste facilități și este normal să le acordăm aceste facilități și prelungirea la termenelor de plată. Da, am înțeles. Suntem fix la final. Mai spuneți o dată, deci la Ministerul Muncii, cine a spus că va fi un nou guvern? N-am reținut așa. O să analizăm, dar pentru plăcerea noastră, da, există posibilitatea ca să avem un guvern și un Gorjan în viitorul guvern. Este foarte bine. Măcar e o declarație așa. Deci există posibilitatea un Gorjan. Există posibilitatea un Gorjan. Domnul Gigi Pecinciună de la PSD e Gorjanul sau? Nu. Guvernul va fi în majoritate liberală, constituit în joc. Dacă nu spuneți numele, eu de unde să știu domnul Pecinciună la ce Gorjan vă gândiți? Pentru că în momentul de față, ca și certitudini, v-am dat guvern liberal sau cu majoritate liberală, premier Ludovic Orban și vă mai dau una, ca să nu plecăm așa, la Ministerul de Finanțe Florin Câțu. Asta vă pot spune că sunt certitudini în acest moment. Am înțeles. Oricum, după 6 decembrie, o să vă spun domn deputat, așa că nu mai aveți treabă cu domnul Cățu. Poate să-l chemați la raport, ați făcut exercițiul ăsta. Nu este cazul, Florin Cățu este un profesionist și, dincolo de speculații, răspunde de fiecare dată. Da. Mulțumesc tare mult. Noi am mai glumit, dar e bine să și glumim așa într-o situație. Suntem oameni până la urmă și cetățenii trebuie să vadă și fața asta umană, nu numai latura care încercăm noi de multe ori să o impunem fața de televizor, că nu vreau să păcălesc, să-mi păcălesc cu public. Mulțumesc mult, domnul Gheorghe, pe cinci ne vă doresc mult succes, multă baftă. Mai avem o săptămână, sper să ne mai vedem. Mai veniți de la București, nu? Nu, doar mâine mai merg la București și săptămâna viitoare să fiu sunteți în permanență. Aici. Am înțeles, deci trebuie să profit de dumneavoastră, să vă iau, să vă... Vă stau la dispoziție, domnul Moșter. Mulțumesc tare mult. Multă baftă, mult succes. Cam atât, domnilor și domnilor, invitatul meu, așa cum spuneam, domnul Gheorghe Pecinciună, candidat la Camera Deputaților din partea PNL Gorj. Până mâine seară, toate bune, aveți grijă de dumneavoastră. Bun găsit, doamnelor și domnilor, Dan Vâlceanu își dorește oameni noi în politică.
Chiar dacă faci politică, trebuie să recunoști că nu întotdeauna politica a livrat oamenilor ceea ce aceștia așteptau. Tocmai de aceea a fost nevoie să gândim un nou început, să reinventăm activitatea politică și în Gorj am încercat și am și reușit prin aducerea unor oameni noi, cu soluții noi, cu idei noi. Oferim oamenilor încă o șansă să aibă încredere în politicieni.